Copiii sunt lumina ochilor părinților, astfel că așa sunt Tabita și Gianina pentru părinții lor. Povestea familiei Bădărău este una foarte dureroasă. Cele două fete sunt cu minți, silitoare, își iubesc părinții, îi ajută la treburile case și iubesc, de altfel, să meargă la școală și să învețe. Tabita este fata cea mică, în vârstă de patru ani, iar Gianina este cea mare și are șapte ani. Amândouă își doresc să aibă o căsuță curată, frumoasă, unde să poată locui în liniște. Casa în care locuiește familia Bădărău se poate dărâma oricând. Atunci când plouă foarte tare, ei se tem pentru viața lor, ca nu cumva să se dărâme casa peste ei. Singurul venit din care se întrețin este alocația fetelor, însă nu le ajunge pentru orice este nevoie. Florentina, mama fetelor, a mers de mai multe ori în afara țării sau în altă localitate să lucreze, doar că dorul de familie a adus-o înapoi la cei dragi. Partea tristă este că ea și soțul ei își doresc să lucreze, însă în satul unde locuiesc nu se găsește nimic de lucru. Sunt Bădero Florentina, am 32 de ani. Și aveți și două fetițe minunate. Două, două fetițe. Una de șapte ani și una de patru ani. Și cum e să, la o vârstă așa de, sunteți foarte tânără, să aveți două fete? Cum vă descurcați cu ele? Ca foarte greu mă descurc cu ele că am la unde să mă duc la lucru, n-am puțin să le las. Tabita îi place să cânte, să deseneze, să picteze, să spună poezii și să meargă la grădiniță. De asemenea, ea și iubește părinții nespus de mult. Gianina este fata cea mare, o ajută pe mama ei când poate și merge la școală. Și ei îi place să cânte, de aici și dorința de a deveni cântăreață când va crește. Orai de pleca la școală veserea am pornit și noi Pe strădusa școlii noastre ne îndreptăm cu pașviori. viori Suntem mari, suntem mari, noi acum suntem școlari Suntem mari, suntem mari, noi acum suntem școlari Uite-te ce bine-mi cu gheza și abecedar De la mama am cartea am primit dar. Suntem mari, suntem mari, noi acum suntem școlari. Suntem mari, suntem mari, noi acum suntem școlari. Micuță, micuță, tu cum te numești? Tabita. Tabita, ce nume frumos ai, Tabita. Câți ani ai? Doi ani. Patru patru ani, toată mare mai ești tu. Singura dorință a părinților este să le poată oferi copiilor o căsuță și să le pună ceva de mâncare pe masă. Dorința noastră este pentru sănătate să fie pentru copilaj, pentru medicament și pentru o căsuță acoperiș. Să avem. Asta e cel mai mare dorință a copiilor mei. Întreaga poveste o puteți urmări în această seară în cadrul emisiunii Inima pentru Inima de la ora 19.30. Această emisiune este realizată la Somax TV de către Andreea Ursu.